Salutare! Am să vă arăt verificarea nivelului de ulei la Opel Vectra. Este un Opel Vectra 1.8 benzina. Aici avem jojoa. O extragem. Am făcut schimbul de ulei acum aproximativ 8.000 de kilometri. Ștergem cu un șervețel ca să putem să introducem înapoi pentru măsurare. În cazul în care este scăzut, putem să completăm cu puțin ulei. După cum știți, Opelul consumă puțin ulei. Este bun. O să mai băgăm puțin pentru orice eventualitate. Completăm cu uleiuri de motor Motorola de la GM 5W30. Facem stânga de capac. Și adăugăm aproximativ câteva 100 de grame. Asta a fost verificarea nivelului de ulei și completarea. Vă mulțumesc pentru vizionare. Aștept păreri și răspunsuri. O zi bună să aveți!